Săptămâna aceasta, motocicliștii și mopediștii, dar și conducătorii de ATV-uri, se află în vizorul polițiștilor de la rutieră. Prin acțiunea de control, oamenii legii vor să prevină evenimentele rutiere în care este implicată această categorie de participanți la trafic. Se acționează în continuare pentru depistarea în trafic a conducătorilor de motociclete care nu respectă prevederile legale, pentru că sunt participanți la trafic, se expun riscului și vrem să eliminăm acea zicală donator de organe de rândul conducătorului auto de motociclete sau mopede. Potrivit legii, atât motociclistul cât și pasagerul sunt obligați să poarte echipament de protecție. În caz contrar, ambele persoane sunt sancționate. Echipamentul de protecție este obligatoriu și pentru conducător și pentru însoțitor. Asta presupune de la cască cât și echipament de îmbrăcăminte. Amenda pentru lipsa căștii de protecție este cuprinsă între 195 și 292,5 lei. Polițiștii spun că multe dintre accidentele în care sunt implicați motocicliști se produc din vina lor.